pagină. Ca să-l șantajeze pe Morariu. Lasă-i. Deci fii, lasă-ți imaginea asta, lasă-ți imaginea asta puțin, vă rog frumos. Deci vezi aici, asta e ancheta procurorului. Uite-o mă acolo în spate, du-te la, la ecranul tău preferat. Nu mai ating. Lasă-l că nu se sparge. Foarte important, vă rog eu frumos. Asta, suntem în direct? Da, mă, suntem în direct. Păi nu știu. 2-10. La televizori. Deci fii atent. Logică, zi odată, 2-10. Asta e ancheta, fii atent. Oficial e ancheta parchetului militar. Și o face Dabu, care e civil. N-are ce căuta Dabu acolo. Dați-i drumul să ruleze. Dă-i drumul să ruleze, auzi, Aido, ce dracu facem, stăm aici. Uite-te, uite-te. Deci, fian, uite, o face Dabu. Dabu vine în instanță și spune că el a participat ca martor, că a fost rugat de parchetul militar, pentru că urmăritul penal era militar, nu era civil, cum e Dabu. Vezi câtă măgărie. Era sepepist. Da. Și atunci procurorul militar, care e din comună cu Dabu, Covei, sunt amândoi din comună. Ăla e terorizat, ia să-l vezi pe Covei, că fuge la un moment dat, pleacă și lasă pe ăștia aici, că se enervează, că se ce la belea. E forțat, toți sunt forțați. Uite, păi n-are ce căuta Dabu acolo. Eu îi recunosc pe ei, bă, uite-i pe dușman. Nu am acolo mobilă, că se vede păi, prost. Păi Dabu e martor. Dați-i drumul azi să meargă, dacă nu merge, nu înțelegem nimic. Da, mă, să mor eu, haide, dați drumul să meargă. Deci nu înțelegem nimic. Mino, Sandule, cu mobila, hai că facem acum în direct păi școală de televiziune, lasă-mă, dracu. Bă, filmul merge, nu vede domnul Ogică. Păi deci, nu vede săracu, e departe. Deci vezi, uite. Acum vede mai bine. Deci, fie, dacă încep de la început, doar partea asta când... Că nu suntem în direct. Deci ăsta e Balaur. Balaur n-a înțeles nimic, a fost anchetatorul. Așa se numește. Ăla l-a întâi Nicolae, care l-a dat ăștia afară în șuturi din poliție și citește ziarele de el pe Google. Dabu, care știm foarte bine ce trecut a avut în poliție, că a fost milițian și după aia a ajuns procuror. Iar Ecovei în spate, care era ancheta lui, el trebuia să facă urmărirea penală, pentru că el era militar, nu Dabu. Dar o face Dabu ca să fie sigur că nu greșește Ecovei. Și cu asta îl șantajează pe Murariu și după aia îi pune condiția. Te duci la pușcărie dacă dăm drumul la anchetă, uite-l pe Murariu, ăsta e Murariu. Ăsta e Murariu. Uite pe nevasta, asta e nevasta. Care eu îi recunosc pe amândoi. N-aveam cum să-i nu-i recunosc dacă noi eram conexat cu ei. Dar n-au vrut adevărul aici. Ei au vrut să oprească caseta asta. Asta n-a fost la dosar niciodată, caseta asta. În tot dosarul meu mergeam la dosarul. N-a fost. Și atunci cu asta doar... Dar mi-a dat-o și mie cineva din SRI, că am și eu relațiile mele. Și mi-au zis, după ani de zile când s-a prescris, ia și omoară-i. Tâlhărește-i. Acum cu tâlhărite-i pe tine, tâlhărește și tu. Uite, ăsta sunt eu, pe data de 3, de la ora 9 și 11 minute, 31 ianuarie 2001. Când toate știrile dădeau pe post, gata, mă, că eu sunt infractor și nu-i făcuse recunoaștere acolo. Până la trecuse câștigător deja, înainte de recunoaștere. Păi cum se face asta? Niciodată nu se face așa ceva. Normal. Stabilește vinovăția între mine și ăsta și după aia vin la televizor și spune. Cum se uită la tine. Uite, ăsta e Covei. Ăsta e Covei, că era, uite, fuge la un moment dat, Dabu. Face ancheta în locul lui Covei, pentru că procurorul militar, ăsta e procurorul militar Stelea Covei. Și ăsta trebuia să facă ancheta, uite-l, stă ca mort acolo și face ăsta. Păi asta e, te mai dea în judecată, că de-abia așa mă pot cu ei în instanță. M-au tâlhărit și îți dați seama ce urât ar fi să mai mă trezesc cu ei. Ei au făcut recunoașterea asta în grup și n-au mai folosit-o la ancheta? La dosar n-a existat, a aruncat-o. Păi au folosit-o să-l șantajeze pe Murariu. Atât. Atât. Ca să facă, să-i zică lui ăla, boule, ia uite, te-a recunoscut Ogică. Dosarul tot timpul vine, o să facem adevărata recunoaștere fizic, o să facem confruntări între voi. Și atunci veneam cu actele de acasă și spune că Murariu o ține că nu mă știe. Și îi spuneam, boule, ești nebun? Păi uite, scrisurile astea la mine în casă, ce caută la tine? De la mine. Și uite, aveam mai multe comune, aveam prieteni comuni, aveam dracu, 15 ani, nu știu. Și el ce face? Îl șantajează, îl pune să ia banii imediat de la loterie, fără hotărâre judecătorească, dacă erau corecți, ne lăsa să ne omorâm amândoi. Bă, omorâți-vă, așa, ia banii, dă banii mai departe și pe mine trebuie să-mi obțină o condamnare judecătorească. Și îmi dă condamnare judecătorească după 2 ani cu mustață, care mustață știți foarte bine, care are 8 ani, condamnare, judecător de Curtea de Apel București. Ăla este unul dintre membrii instanței care m-a condamnat definitiv. Și știți, citiți pe Google de Stan Mustață, cine e. Am păi înțeleg. Nu, asta e hai încoace, că nu mai avem timp. Da. Și ăsta e Nicolae, care a ieșit și ăsta cu luat la mături din poliție. N-a ieșit niciunul curat din poliție. A spus cineva pe parcursul emisiunii în seara asta că după ce faci pușcărie și te bate, nu știi cum să fugi, nu te mai întorci să te ceri din nou cu ei. Păi nu mai apucă crizele cu ăștia. O să vedem ceva. Pentru că se pare că va redeveni cazul unul foarte interesant în momentul în care se va face revizuirea lui.